Creșterea economică despre care vorbește premierul Florin Câțu trebuie privită în raport cu creșterea deficitului de concurent și nevoia de corecție a bugetului public, spune președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Și nu este singurul care privește sceptic declarațiile premierului. Colegul meu Sebastian Zachman este chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, Sebastian! Bună dimineața! Sebastian, premierul și-a ținut declarația închis într-un birou de la Palatul Victoria, deși era așteptat de jurnaliști în sala de conferințe. S-a temut de întrebări incomode sau de ce a ales varianta asta? Da, pare că ne întoarcem la era Viorica Dăncilă, când declarațiile de presă și conferințele de presă erau fără presă. Cam așa s-a purtat și premierul Florin Câțu, a anunțat o declarație de presă, însă până la urmă s-a înregistrat în propriul birou pentru a scăpa astfel de întrebările jurnaliștilor, bineînțeles incomode, pentru că premierul Florin Câțu decupează doar partea de adevăr care îi convine din aceste cifre economice. Într-adevăr, în economie, ca și în matematică, cifrele vorbesc și sunt greu de contrazis, însă depinde cu ce compari. Pentru că aici premierul Florin Câțu apelează la un artificiu politic, comparând jumătatea acestui an cu jumătatea anului trecut, când România trecea prin cea mai gravă, nu doar România, ci și întreaga lume, trecea prin cea mai grea perioadă, poate de după al doilea război mondial încoace. Deci e greu să compari, de fapt e ușor pentru un politician să compare situația la zi cu situația de anul trecut, din plină pandemie, din plin lockdown, când, doar un exemplu, sectorul Horeca respira cu masca de oxigen. Deci ar trebui să nu mai compare premierul României pere cu pere, dacă vrea într-adevăr să arate realitatea. Pentru că altfel, și în cazul meu, de exemplu, dacă compar viața de acum cu viața de când eram student și mâncam pateu cu pâine, sigur, trăiesc mai bine acum. Nu doar că a comparat, a și spus că au făcut o treabă foarte bună, nu atât în funcția de premier, cât și în cea de ministru al finanțelor. Da, acum strict politic trebuie să ne uităm la aceste declarații, pentru că Florin Câțu încearcă să acopere cumva episodul beției din Statele Unite, iar doi la mână se apropie vertiginos congresul PNL și există această dispută pe viață și pe moarte între Florin Câțu și Ludovic Orban. Deci iată, Florin Câțu își arogă meritele nu doar ca premier în ultimele 7-8 luni, ci și ca ministrul de finanțe din perioada anului trecut în cabinetul Câțu. În cabinetul Orban. Sebastian, printre rândurile despre aceste rezultate economice foarte bune, nu a uitat să strecoare și câteva săgeți, dacă le putem numi așa, în direcția lui Ludovic Orban. Da, sunt câteva săgeți acolo în direcția lui Ludovic Orban. Exact în aceea zi a apărut și scrisoarea celor 67 de lideri PNL împotriva lui Ludovic Orban. Cum spuneam, este o luptă care nu mai îngăduie nici măcar aparențe, nici măcar bun simț, nici măcar diplomație în PNL. Este o adevărată luptă pentru puterea acolo, care din păcate afectează guvernarea și viața românilor. Și la ce a mai uitat să spună Florin Câțu este următorul lucru. Dacă tot avem așa o creștere economică fantastică și suntem un adevărat stigiu al Europei, ce se întâmplă cu pensiile, salariile și alocațiile? Pentru că astea sunt întrebările la care așteaptă răspuns milioane de români. Mă gândesc că poate nici el nu crede în această creștere și atunci te întreb, crezi că de fapt acesta a fost motivul pentru care a ținut conferința de presă, săgețile acestea împotriva lui Orban? E un subiect totuși marginal acesta în viața lui Florin Câțu acum. Nu neapărat lupta cu Ludovic Orban l-a împins să facă această declarație de presă, ci posibilitatea de a se lăuda. Politicienii caută întotdeauna mici bucurii zilnice, astfel încât să iasă în fața poporului, să se mai laude cu activitatea lor, mai ales dacă contextul este unul complicat. Știm ce s-a întâmplat în ultima săptămână cu acest scandal în care a fost implicat premierul Florin Câțu, s-a vorbit mai degrabă despre posibilitatea demisiei lui Florin Câțu. Vedem această luptă din interiorul PNL în care este implicat și președintele Klaus Iohannis. Ori acesta era supapa perfectă pentru Florin Câțu de a se adresa poporului, de a se mai lăuda puțin cu realizările sale. Și oare o să-l ajute să-și păstreze locul acolo, declarațiile din această conferință de presă? Trebuie să separăm puțin lucrurile. Premierul Florin Câțu încearcă să capteze cumva atenția populației
vedem ultimul sondaj de opinie arată o prăbușire drastică a întregii coaliții de guvernare, nu doar a PNL-ului, în ochii românilor, și asta vine după doar 7 luni de guvernare. De obicei, sociologic vorbit, trendul ar fi trebuit să fie unul ascendent, pentru că în prima jumătate de an după alegeri oamenii investesc încrederea lor în noul guvern, în noii politicieni ajuns la putere. Acum vedem un trend descendent. Mă întreb oare cum va fi peste 2, peste 3 ani sau peste 4 ani la finalul guvernării, unde va ajunge această coaliție și unde va ajunge PNL. Iar separat de actul guvernării este și acest război al puterii din PNL, acolo unde premierul Florin Câțu nu se bazează pe activitatea sa ministerială de anul trecut sau pe roadele sale ca ministru sau ca premier, ci pur și simplu pe cârdeșiile cu liderii politici din teritoriu, cu șefii de organizații, cu baronii locali. Mulțumesc tare mult, Sebastian Zachman!